În partea a doua sunt Anca Mireanu, psnews.ro și Edita de dimineață. Salut, bună, Anca, bine ai venit! Bună seara! Adrian Țuțuianu, senator al Partidului Social Democrat și vicepreședinte al Partidului. Bună seara, domnule Țuțuianu! Bună seara! Și senatorul liberal Daniel Zamfir. Bună seara, domnule Zamfir! Bună seara! Imaginile pe care le vedem, vă spun sincer, nu sunt dintre cele obișnuite. Astfel de incidente sunt aparte și ele trebuie să reprezinte un semnal de alarmă, cu atât mai mult cu cât ne apropiem de o campanie electorală cu mize foarte, foarte mari. Vă rog să lăsați așa imaginile în fereastră și să comenteze invitații mei. Anca Mireanu, ce-ți spune experiența ta de jurnalist cu această descoperire? Dincolo de orice, cred că trebuie să privim cu circumspecție de la bun început cazul. Și anume, dacă trebuie văzut dacă aceste cărți de identitate sunt colectate de una dintre instituțiile statului și dacă problema este în curtea Ministerului de Interne. Pentru că, așa cum ai spus și tu, atunci când îți schimbi cartea de identitate, lași cartea veche de identitate la autoritatea responsabilă. Și nimeni nu s-a întrebat ce se întâmplă mai departe. Toți am avut siguranța că acea carte de identitate se distruge și își pierde valabilitatea și existența. Unele dintre aceste servicii au fost descentralizate. Exact. Nu mai aparțin toate de Ministerul de Interne. Unele sunt deja pe la consiliile județene, pe la primării și trebuie văzut de unde sunt adresele scrise, pe ce se poate vedea de acolo. Mi se pare un incident cu atât mai grav cu cât în ceea ce privește regulamentul nou privind datele personale, aceste nume, aceste persoane sunt expuse. Acum ne uităm la niște coduri de buletine, de cărți de identitate, la niște nume care puse cap la cap pot duce la identificarea unor persoane. CNP-uri care, exact, știm bine, cu ele se jonglează mult în alegeri. Și nu în ultimul rând, așa cum ai spus, suspiciunile duc către alegerile anterioare, către regimul Băsescu, dar în același timp trebuie să ne întrebăm cum au ajuns ele acolo. Cine a sesizat existența lor pe marginea unui drum în Pipera? Este pus cu mâna cazul sau nu? Pentru că trebuie să privim cu atenție și la acest scenariu. Trebuie să luăm în calcul și posibilitatea ca aceste cărți de identitate să fie false sau să fie falsificate. Exact. Sau, mă rog, dacă cineva și-a asumat aruncarea și distrugerea lor și lăsarea, abandonarea lor pe un câmp, din punctul meu de vedere, sunt destule elemente ca poliția să facă o anchetă serioasă și Ministerul Afacerilor Interne să trateze cu maximă seriozitate acest incident. Sunteți de acord, domnule Țuțuianu? Evident, vreau să vă fac câteva precizări legate de funcționarea serviciilor publice de evidență a persoanei. Acestea funcționează în subordinea Consiliului Județean. O a doua precizare. Sunt în județe 5-6 centre la care sunt arondate un număr de localități. În general sunt în orașe. Sunt și câteva primării care au luat decizia să organizeze un serviciu public de evidență a persoanei care să deservească locuitorii din localitatea respectivă. Acum, din punct de vedere metodologic, al modului de lucru, al modului în care circulă aceste documente, lucrurile sunt gestionate de Ministerul de Interne. Din punct de vedere administrativ, v-am spus, consiliile locale sunt cele care asigură resursele financiare funcționării acestui serviciu. E greu să spunem ce s-a întâmplat în cazul de față. O anchetă este necesară, este utilă. Trebuie lămurit cum au ajuns acolo și se poate urmări trasabilitatea, ca să spun așa, a fiecărui document. Au fost cazuri în campaniile electorale, unele pe care și eu le-am reclamat la Dâmbovița. E o comună, Butimanu, de exemplu, lângă București. Faimoasă. Da? Unde de fiecare dată la alegeri exista o persoană care aducea și făceau acte de identitate 60-70 de persoane din localități, iată, din sectorul agricol, din fostul sector agricol Ilfov, din județul Ilfov, și care de multe ori au schimbat ecuația alegerilor. Deși foarte interesant. Aceste lucruri au fost reclamate, s-au făcut niște verificări și am avut, îmi aduc aminte când eram la Consiliul Județean, o situație tot în aceea zonă, e un centru la Cornești, când niște salariați de acolo au făcut anumite operațiuni nelegale cu cărțile de identitate. Deci este posibil ca în spatele acestei situații să se afle lucruri
care ne arată o încălcare gravă a legii. Ar putea să ascundă niște mecanisme de fraudare a unor alegeri, domnule Daniel Zamfir, și experiența pe care ne-a împărtășit-o Adrian Suțuianu Ionel cât se poate de reală. Sunt niște băieți în țara asta care pot într-o zi în care se organizează alegeri să facă așa, 100 de cărți de identitate, să le folosească în niște localități, pot răsturna rezultatul votului și apoi să facă să facă cu aceste cărți. Iertați-mă că intervin. Ceea ce v-am relatat eu era o operațiune pusă de fiecare dată la punct cu câteva luni de zile înainte de alegerile locale. Și oamenii ăia practic figurau că fiind cetățeni acolo și exercitau dreptul de vot și a doua zi nu mai aveau nicio legătură cu asta. Asta poate să fie rămășițele unei operațiuni deja întâmplate. Pot fi și elementele acum de identificare sunt clare. Am văzut că sunt cărți de identitate care expiră în 2022. Am văzut ceva adrese de București, de Ilfov, dacă nu mă înșel. Deci CNP-uri, adrese? Lucrurile sunt clare. Pot fi identificate persoanele ale căror cărți de identitate nu... Cine le-a emis? Cine le-a emis? Vorbea domnul Suțuianu în legătură cu procedura de cedare, cedare în momentul când îți expiră. Dom'le, știu că era, cel puțin la pașapoarte, mecanismul acela, adică ți-l taie pur și simplu într-un colț ca să nu-l mai poți folosi. Nu știu. Și la pașaport și la cărți de identitate era așa, da. Nu știu dacă nu și la cărți de identitate. Adică, ideea că aceste cărți pot fi dubluri sau false, nu e deloc de neglijat. Nu? E, din punctul meu de vedere, un incident, cum vă spuneam, dubios și periculos, mai ales că exercițiul alegerilor ne-a demonstrat că se pot face multe lucruri necurate și ilegale cu aceste cărți de identitate sustrase, făcute ad hoc în ziua alegerilor, apoi aruncate, declarate pierdute și așa mai departe. Persoane care spun, doamne, n-am niciun document, nu am, când e vorba să răspund în fața lui, l-am pierdut, știți, s-a dus și așa mai departe. E o practică generalizată și aici și cu niște unii, puțini români care se duc în străinătate și care spun... Poate că ar mai trebui spus ceva. Vreau să știți care e statutul salariaților de la serviciile acestea publice. O parte dintre ei sunt foști angajați ai Ministerului de Interne, au statutul de funcționar public, cu regim special, da, și sunt plătiți ca atare și o parte sunt funcționari publici obișnuiți, ca să spun așa. Și eu și domnul senator am votat în urmă cu o săptămână, cred, o prelungire a detașării personalului din Ministerul de Interne la serviciile publice de evidență a persoanei. Da. În urmă, exact o săptămână. Așteptăm cât mai curând un comunicat al poliției, un eventual, eu știu, o eventuală decizie a Ministrului de Interne, pentru că astfel de cazuri nu sunt obișnuite. Nu e vorba de niște hârtii, nu e vorba de simple ciorne, e vorba de acte de identitate. Trebuie să aflăm dacă ele sunt adevărate sau false, să vedem cine le-a emis și eventual dacă ancheta poliției poate depista cine le-a aruncat, cine le-a abandonat acolo, de ce sunt unele arse, de ce sunt altele tăiate. Multe întrebări la care trebuie să răspundă. În viața politică,